Fetele erau în living alături de ele, doamna Petronela, discutau despre felul în care s-a văzut astăzi pe material, că Ana a trimis-o pe Ionela la date. Ionela spunea, mamă, dar cum s-a văzut când ai tras pilota de pe mine? Doamna Petronela îi spunea, ei așa, Ana, să fii strong, că tu ești mireasa săptămânii și ce spui tu, așa trebuie să facă fetele. Uh, îi spunea Ionela Anei că măcar dacă alegea și a cinstit și Ana uh, i-a explicat că nu a vrut să-l aleagă pe Raul să meargă la date cu Ionela pentru că ea consideră că ar trebui să o lase mai moale cei doi o perioadă și apoi dacă e să fie uh, ceva între ei, ori să se apropie din nou, așa cum s-a întâmplat și în cazul Ramonei cu Stelian. Doamna Petronela spunea că pe Ramona o numește pupăcioasa ninja, că i-a plăcut foarte mult felul în care s-a gudurat Ramona subtil pe lângă Sterian Aseară și Ana spunea că așa o să o treacă în telefon pe Ramona atunci când o să iasă din casă o să o treacă în telefon pupăcioasa Ninja